Salut! În această dimineață vreau să vedem cum a acționat ierbicidul nostru pendisol în răzorul cu ceapă. Haideți să vedem! Deci se vede, da? Avem o frumusețe de buruian. Pendisolul, erbicidul special pentru cultura de ceapă, cred că a acționat ca un îngrășământ. Pentru că rezultatul este nul, este zero. Absolut nimic nu s-a întâmplat. Din potrivă, pot să spun că buruianul a înflorit. I-a prit acest tip de herbicid. Ia uitați. Nici o urmă de afectare. Ia uitați aici. Zero. Acțiune nulă absolut nimic. Absolut nimic. Eșec total. Bineînțeles că am fost la magazinul care mi-a vândut acest erbicid. Le-am spus, le-am arătat fotografii și mi-au spus, băi nene, păi nu așa trebuie să faci. Trebuie întâi să-ți jumoli buruianul după care să dai cu erbicid. Păi, nu vă supărați. Care mai este rolul erbicidului? Deci, eu fac tratament după ce am executat o lucrare pentru care urmează să fac tratament? Mie mi se pare o aberație și o bătaie de joc. Este pentru prima dată când am folosit erbicid în grădina mea. Nici nu voi mai folosi pentru că, așa cum vedeți, rezultatul este absolut. Zero. lăsați în comentarii impresiile voastre și ce să spun o la treabă așa că erbicidul cel mai bun și selectiv este tot mâna omului care elimină buruienile din păcate buruienile cresc mult mai repede decât cultura pentru care urmează să facem tratamentul. Aici am cartofi. Așa cum se vede, au început să rsară. Aici avem cartofi și alături de el buruienile. Pentru cultura de cartofi voi aplica aceeași tehnică pe care am aplicat-o în, în urmă cu 2 ani și a funcționat am să scot o parte din buruian cu mâna, iar pe cel de pe rigole îl voi sufoca cu iarba pe care o cosesc astăzi din curte și dacă erbicidarea chimică este un eșec total cel puțin în cazul meu, în acest experiment, cu erbicidul penisol pentru combaterea burenilor din ceapă, o metodă verificată de mine timp de 2 ani, acesta este al treilea an, este metoda de combatere a burenilor prin mulcire cu strat de iarbă groasă, proaspăt cosită. Iarba cosită proaspăt o așez atât pe spațiul dintre rândurile cu cartofi, cât și pe mușuroiul de cartofi. Las uh, cartoful răsărit neacoperit, cum este în acest caz, și de jur împrejurul lui adaug iarbă într-un stat cât mai gros. Am făcut deja jumătate de rând cu acest procedeu de mulcire pentru că atât am avut iarba cosită iarba cosită de prin spatele casei și de pe șanță. Vreau să spun că această iarbă pe lângă rolul de a sufoca toate buruienile care sunt răsărite mai are un rol foarte important. După cum vedem, încălzirea globală ne afectează total. Deja suntem, încă suntem astăzi, în 13 aprilie și la prânz se anunță temperaturi de 27-28 de grade. Temperaturi care ar trebui să fie prezente abia în luna iunie. Așa că iarba acosită are rolul de mulci de protecție. Asigură o protecție împotriva insolației și asigură un scut împotriva evaporării excesive a apei din sol. Așa că este foarte bună. Pe lângă acestea, mai asigură și un aport de azot prin descompunere. Dar rolul principal este acela de a asigura o protecție împotriva uscăciunii excesive a solului. Pământul este foarte uscat, n-a mai plouat de două săptămâni, așa că este bine să folosim această iarbă, mai ales că este gratuită și nu avem ce face altfel cu ea. Bineînțeles că o putem. Pune într-o grămadă să se transforme în compost, dar se poate transforma în compost și direct pe sol. Da, aceasta este metoda pe care vă recomand: eficientă, gratuită și ecologică. Fără să mai folosim substanțe chimice, fără să mai cheltuim banii, în felul acesta ne asigurăm necesarul și de umiditate și de protecție. Împotriva burienilor și a uscăciunii solului. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi.